Sunt Sergiu Nedelea și sunt aici, alături de voi, să vă dezvălui câteva dintre tainele vinuri. Astăzi vă propun o asociere mai îndrăzneață. De ce nu? Haideți să încercăm vin și ciocolată, ciocolată și vin. Să vedem, există simbioză între aceste elemente? Eu zic că da, pentru că în ciocolată, fiind făcută, bineînțeles, din cacao, cacao este predominant în ciocolată, sunt unele ciocolate care merg până la 90%, chiar și 99% cacao, cacao însemnând, de fapt, taninuri, exact ceea ce regăsim și în anumite vinuri. Mai mult gust se spune mai multă culoare și în ciocolată avem culoare, în vinul roșu avem culoare, pentru că vinul roșu este răspunsul pentru această asociere. Bineînțeles că asocierile sunt largi, putem să ne jucăm cu multe tipuri de ciocolăți. Avem ciocolată cu lapte, avem chiar și o ciocolată albă care nu prea conține cacao și atunci vreau să o eliminăm din această ecuație. Și astăzi am să mergem pe mâna Cabernet Sauvignon. Am aici chiar două vinuri absolut fabuloase, ciocolată scrie pe ele. Ciocolată de ce? Pentru că vinurile au fost maturate în butoaie de stejar, notele vanilice sunt foarte prezente, dar mai ales vinurile au fost făcute când strugurii au fost culeși la supracoacere și de aici apare nota aceasta de ciocolată care se învârte pe acolo prin vin. Da, vinurile sunt făcute din struguri și uimitor niște nuanțe de ciocolată ne învăluie în gust. Cum ne învăluie în ciocolată și gustul de fructe, de fructe roșii, pentru că avem aici o ciocolată cu coacăze și hai să vedem dacă este bună. Miroase bine și are un gust fabulos, dar merge oare cu vin? Da, uite o simbioză interesantă. Scoate în evidență dulcele și practic taninurile din vin atenuează taninurile sau gustul acela intens din ciocolată dat de cacao. Uite cum deja se creează un echilibru, echilibru care ne place și așa ne-a făcut curioși. Fie că avem o ciocolată cu fructe, fie că avem o ciocolată cu 90-99% cacao, fie că avem o ciocolată cu lapte, ele pot fi puse în simbioză cu vinul. Vinul roșu este răspunsul și, bineînțeles, mai la sfârșitul unei mese. Nu uitați, un desert absolut fabulos și minunat poate fi acel lava cake. Lava cake egal ciocolată egal vin roșu. Sante, dar nu uitați, înainte de a închina un pahar cu vin și ciocolată, să ne aducem aminte că puteți să devalați din tainele vinului împreună cu mine pe pagina Facebook Selgros România, pe canalul de YouTube și blogul Selgros. Sante!